De ce ei le dau, ei ne zic efectul asta. De ce este foarte stran, pentru că furnitorul când îmi dă, îmi spune că este pentru circulație. În schimb, eu când îl aplic și când îl fac produs și nimic, eu nu pot să transmit asta. Da, dar ei nu este transmit. Deci, el are calități de asta, dar eu nu, în general, deci nu putem, deci dacă eu vând altceva și eu spun că arnica în vele să-ți treacă durerea, probabil o persoană acționează, la altă persoană nu acționează, acționează la majoritate. Dar ei poate să vină și să zică, domne, dumneata, nu vinzi un produs farmaceutic, un produs medic. Da? Eu nu zic, arnica are aceste proprietăți, uleiul de taman are aceste. Deci trebuie să adaptați această taxă, nu produsul meu face asta. Dar din corespondentul face acesta. Deci când faceți prezentare, nu vorbiți de produsul medic care face. Deci component, arnica sau peperoncino face și foarte bine ca piscină. Aceasta este frumoasa celă de Carnaua. Pentru că produsele din linia Armonia, nu numai că sunt 100% naturale, 100% vegetale, această doctoriță care ne-a făcut rețetele este vegană, deci un pic a exagerat, așa să spun, dar exagerarea e probabil că ne-a făcut un bine. Pentru că sunt foarte multe persoane care s-au transformat în vegani, în vegetarieni, care nu numai că nu mănâncă absolut nimic pe bază ceea ce nu este, ei nu-și aplică nici pe piele absolut nimic, cel puțin în Italia, nu știu dacă și aici. Și atunci am considerat că, deci ceara de albine este considerată ca un produs de proveniență animală. Deci nu este. Și atunci au scos ceara de albină și au substituit-o cu această ceară de Carnaua, care este o ceară vegetală, este o companie de care. Deci asta este. Ei, problema este urezul de, dacă vreți să vedeți, deci o să simți mirosul, exact cum te vezi. Atenție că e rupt. E spart. Așa că zic. Da. Mai bine. Acum, ți se n-a mai problema este amidonul de orez, care se află în linia Armonia. De ce a fost? Înăuntru avem foarte mult unt de shea, care este extrem de bun. Deci, de ce a fost pus amidonul de orez? Amidonul de orez, deci practic a fost pus ca să-i dea, să nu rămână pielea unsă. Deci îi dă acea să absorbă. Absorbă. Absorbă surplusul de protejează în mod natural. Protejează absolut în mod natural împotriva razelor solare. În mare, eu nu vreau să intru în produs, în fiecare produs, ca trebuie să vorbim și văd că aveți echipa care vă informează extrem de bine pe fiecare ingredient. Eu mă bucur că văd că sunt foarte, au ieșit destul de multe site-uri. Produsele noastre sunt foarte bine înțelese. Pe mine mă interesează foarte mult să înțelegeți filozofia. Deci să înțelegeți baza și să o transmiteți tuturor. Tuturor. Pentru că știți cum? Întotdeauna am fost primul în orice. În orice există unul care a fost
care a fost și ăla care a zis mama, de ce să zice mama, de să zice tata, nu? Sau papa, sau nu știu. Există, deci noi suntem primi, noi suntem primi, nu primi, noi suntem primi. Noi am fost acum la o... la un târg de... Da? Care a fost numai pentru aici, a fost invitat numai pe Milano, numai pentru firme, de fapt, de către privații. Vreau să vă zic că ne-au făcut complimente și am ieșit așa. Asta am văzut. A fost extrem de... Ne-au făcut complimente, mi-au zis, ați avut curaj, extrem de mare curaj. Și am zis, n-am avut curaj. Uitați, noi suntem primi și când ne-au văzut produsele complimente. Este un produs, într-adevăr, unic. Eu aș vrea să vorbesc un pic, deci în mare, dacă uleiul este, deci practic baza, filozofia este aceeași pentru toate produsele. Celelalte nu sunt, deci unica linie care este biologică este amărie. Celelalte sunt 100% naturale, dar nu sunt biologice. Și aș vrea să vă întreb, ca și segmentație de la populație. Nu vreau să zic noi, cindarea populației. Unde mergem noi să vindem? Cui ne adresăm? Cui vă adresați? Doamna Negre. La toate persoanele care eu le cunosc, nu contează, dar și toate categoriile sociale. Produsul nostru, mă scuzați că mă dau jos în cald, produsul nostru, ca și segmentare de, deci potențiali clienți, unde putem, deci, ca și ramură de etate, unde putem să găsim? Indiferent de vârsta. Ce contează ce să găsim? Nu contează vârsta, dar ca și bani. Deci eu zic că să începem să le individ. Pentru că vin și zic, majoritatea sunt obișnuiți așa, crema de zi, crema de noapte, crema în jurul ăla. Eu îți dau calitatea de o cremă ce se dă în jurul locului, ca poți tu să-ți o dai și pe contea. Unde? Că le vând alea la 10 ml, care costă enorm și ți le vând ca jurul locului sau jurul gurii, eu îți vând aceeași care eu sfidez orice persoană care îmi ia o cremă, care eu îi dau posibilitatea să-și o pună, datorită concentrației care are, că se aplică foarte puțin, să o pună în fiecare zi pe decolte, deci care este calitatea, dar nici aia care o vând, că este contornul jurul locului, nu are calitatea noastră, nu are calitate. Dar persoanele tinere, persoane foarte tinere, noi în Italia avem această problemă, să zic așa, persoanele foarte tinere, ce le dau? Deci normal ar fi... Eu consider că... Mă, pot să spun ceva? Da, eu consider că ar fi mai bine, eu cel puțin așa fac. Când am în fața mea persoane tinere, întotdeauna încep cu Andrei. Pentru că o persoană tânără mai rar o doare ceva. Și atunci trebuie să o atrag, să-i spun ce, cum să fie mai frumoasă, mai să arate bine. Dacă însă am în sală persoane în vârstă care sunt convinsă că au dureri, precis de doare undeva, atunci încep cu cea nouă, da, cu protecție. Eu cred că, și cum zic cea să fiu, am văzut că un impact este extraordinar. La orice vârstă, femeia vrea să fie frumoasă. Chiar dacă are 30 de ani, chiar dacă are 60 de ani. Deci să știți, vă zic așa. Deci, în general, o persoană tânără, dacă se folosește numai soft clean, nu? Da. Asta nu ajunge absolut tot. Pentru curățare. Dar soft clean nu face numai curățare. Soft clean are extrem, deci merge și uitați-vă pe ingredienți. Are extrem, este un ulei extrem de concentrat, extrem de dens, cu extrem de multe proprietăți, foarte mulți principii activi care sunt înăuntru, care are extrem de multe proprietăți. Eu vreau să vă zic că și pentru o piele destul de matură este este foarte bun. Deci la persoanele tine, nu încercăm, să știți că poate că greșesc, nu știu, dar eu în general nu tind să încerc să vând. Eu tind să încerc să ajut. Așa. Deci inutil să mă duc și să zic, nu, mă, tu ia și soft cream, dar hai ia și lipsă. Nu.
Și el poate zice că nu, dar eu vreau și mi-e serul, mă, mie îmi place cu miroase, de ce, mă,